Vă salut, prieteni. Iată că îl avem aici ca invitat pe domnul Dan Praf, prietenul meu cel mai bun. A venit să facem un grătar împreună și, bineînțeles, i-am oferit și lui nelipsita limonadă pe care am făcut-o în casă. Dane, te rog să spui fără niciun fel de reținere. Nu, știi că n-am reținere. Da. Îmi spui ce mai trebuie la ea, da? Are gust de mai adus. Atât. Am crezut că foarte bună. Am crezut că zici că e cam sărată, așa cum spui tu mereu. Asta cu e cam sărată, m-am îmbătat și eu odată în viața mea și am pus prea multă soare pe pastramă și de atunci a rămas vorba. Cam sărată, dar e bună. Ocupă-te tu pe flancul stâng acolo, că... Șunculița, șunculița. Hai, ai grijă de ea să nu se ardă. E așa cum ne place nouă. Uite, asta e bucata mea. Am pus și 4 cartofi aici. După cum se vede, arată demențial. Cartofii, să știți că au fost fierți. Da? După aia i-am pus pe plită. E ce trebuie. E ce trebuie și suntem aproape gata, da? Da. După câte mi se pare mie aici. Și zici că e bună limonada, nu? Mai zicea lumea acolo că e, nu știu cum, nu, că nu... Oameni buni, cei care comentați, întâi gustați și după aceea comentați. 100% natural. Dacă nici asta nu mai e naturală, aș da noroc, dar cu limonada nu prea merge. Nu mai e cu ce că am băut-o. Ah, wow! Bună rău! Ai 4 de dat, treci în etapa următoare. Doamne ajută! Și bineînțeles, totul se face la plita confecționată de Trafo de Sing, da? Să nu uităm acest aspect foarte important. Se face foarte bine pe această plită, plita Natural Cooking. Încă o dată mă repet, confecționată de Trafo de Sing, pe care îi salut pe această cale, da, încă o dată. Poftă bună și țineți aproape! Doamne ajută!